Această emisiune vă este oferită de Swiss Clinics. Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Oameni care ne inspiră. Eu sunt Crina Diculescu, gazda dumneavoastră, și astăzi mă aflu într-un loc unde se întâmplă magie și o să vedeți imediat de ce spun asta. Invitatul meu este domnul Valentin Burada. Bună ziua și mă bucur să fiu din nou alături de dumneavoastră. Bună ziua, bună ziua și bine ați venit aici unde se întâmplă magia, cum ați spus. Dacă în ediția trecută am vorbit cu domnul Burada și ne-a povestit parte din experiența dumnealui pe partea personală, acum am venit să vorbim despre partea profesională și anume Swiss Clinics. Așa că, domnul Burada, sunt foarte excited așa să aflu care este povestea din spatele acestui brand românesc important. Deci, așadar și prin urmare, este o poveste frumoasă pentru că începe ca poate multe povești de antreprenoriat, de la un vis, de la un gând, de la o clinică micuță pe Bulevardul Magheru, se făcea când toamna lui 2015. Eu împreună cu un medic am avut inițiativa de a lansa această clinică pe Bulevardul Magheru în București, cu un singur cabinet, 55 de metri pătrați, micuță, foarte la început și cu ideea de a face mici intervenții de tip acid hialuronic, botox. Văzând că piața o dorește, femeile din România au grijă de aspectul lor foarte mult și oferta nu era atât de mare, adică nu erau multe clinici la momentul respectiv. Și așa că am început acest parteneriat, care, din fericire, pentru că eu am avut această viziune, drive către marketing, către a împărtăși cu piața tot ce facem noi și the real deal, nu doar poze before and after, ci live-uri în timpul intervențiilor și foarte, foarte deschiși către a arăta realitatea din spate, ce se întâmplă cu adevărat în timpul unei proceduri, am devenit rapid virali. Și doar în 2 ani de zile după lansare, furnizorii ne-au declarat cel mai mare consumator din România de acid hialuronic și botox la acel moment. Deci în 2017 am devenit lider de piață, după 2 ani de la lansare, pe partea de injectări. Ulterior, parcursul a fost foarte provocator, pentru că aproape în fiecare an deschideam câte o nouă locație. Una pe Floreasca, încă una în Promenada Mall în 2017. Și ați rămas doar pe zona asta de injectări și... Nu, am extins portofoliul foarte mult. Asta abia aștept să-mi povestiți. Am pornit așa doar cu zona asta minim invazivă de injectări, dar pentru că pacientele ne-au cerut, am extins și către zona de chirurgie, așadar am făcut spitalul în care ne aflăm astăzi, cu bloc operator propriu, cu săl de operații pentru intervenții sub anestezie generală și am extins toate serviciile de care femeile și bărbații au nevoie conexe medicinii estetice, adică stomatologie, dermatologie, chirurgie plastică, ginecologie și estetică, ginecologie estetică, terapii regenerative, anti-aging, perfuzii cu vitamine și tot felul de tratamente care să ne biorevitalizeze și să arătăm și să ne simțim bine. Și am creat așa o medicină estetică holistică, practic toate serviciile, un one-stop shop pentru clientele care au nevoie de un consultant, un consilier în această călătorie către cea mai bună variantă a lor. Exact asta voiam și eu să spun, că sunteți un one-stop shop. Dar cum, aș vrea să povestim înainte de a intra mai în detalii cu serviciile pe care le aveți aici, că vreau să vedem care sunt vedetele clinicii dumneavoastră. Când vine clienta, cum vă ocupați de ea? Cum o ajuta să intre așa să-și descopere ce are cu adevărat nevoie? Da. Păi acesta este unul dintre aspectele, aș spune, diferențiatoare, pentru că ne bazăm foarte mult pe consiliere și consultanță. Vedeți, dumneavoastră, piața de medicină estetică și poate nu numai are nevoie de multă educație și noi ne mândrim cu faptul că am fost un promotor și un educator, un deschizător de piață, ca să zic așa, pentru că am încercat să educăm foarte mult, să consiliem și practic acest concept l-am implementat în România începând cu anul 2019. Avem
câteva colege care se ocupă în întâmpinarea pacientei, pe lângă prima discuție telefonică și programarea propriu-zisă, numim noi beauty coach sau un consilier în estetică. Are loc o discuție premergătoare în care înțelegem nevoile, așteptările, dorințele, istoricul și așa mai departe și conturăm practic cu ajutorul unui chestionar de interes estetic toate nevoile de care o pacientă ar putea avea nevoie și un plan de tratament etapizat, pe care îl poate urma după propriile voințe. Deci, practic, acesta este primul pas. Consiliere, discuție liberă, deschisă, cu cineva care cunoaște toate serviciile și toate nevoile și în urma căruia se realizează planul de tratament. Mi se pare important pentru că știu că sunt poate multe doamne care vin cu vreau și o să arăt așa. Dacă nu există această consiliere în care, ok, femeia arată bine că arată ea bine. Da. Și hai să vedem ce putem să facem să fii tu frumos cum ești tu. Varianta ta. Da. Asta mi se pare foarte, foarte important și felicitări pentru că o faceți, pentru că ajutați cu adevărat doamnele, cum vorbeam și puțin mai devreme. Practic, doamnele vin aici și pleacă cu un buz de încredere. Se întâmplă acest fenomen și poate că l-ați mai auzit de multe ori și eu tot aud redarea încrederii în sine. Poate părea un pic un clișeu, dar să știți că noi îl trăim zi de zi și îl vedem și vedem emoția cu care pacientele vin și pleacă. Vedem zâmbetul, vedem sclipirea aceea din ochi și vibe-ul pe care ți-l dă atunci când te simți bine în pielea ta cu un tratament și o consiliere bună. Nimic exagerat, nimic foarte evident, totul natural, totul frumos, cu bun gust și cu decență. Poate avea rezultate superbe și asta încercăm să facem și nu doar beauty coach, cei care se ocupă de consilierea pacientelor și medicii noștri împărtășesc aceleași valori, aceeași viziune, toată echipa medicală și avem peste 25 de medici acum cu diverse specializări care la rândul lor, după ce trec de etapa de consiliere cu beauty consultant, ajung în cabinet și la fel are loc o discuție cu medicul, aprofundează, tratează toate temerile, toate așteptările, setează așteptări realistice, se discută foarte mult despre ce se face acasă după instrucțiuni post-tratament, astfel încât călătoria și suportul este super bine consiliat pe tot acest parcurs, iar gradul nostru de satisfacție putem să ne mândrim că este cel mai mare. Făcând acest demers și această consultanță, am reușit și măsurăm asta prin Net Promoter Score, adică măsurăm, suntem foarte atenți la gradul de satisfacție. Practic asta este și viziunea noastră, să putem să oferim cel mai înalt grad de satisfacție pe serviciile pe care le oferim. Da, e foarte bine și știți și vorba aceea, că până la urmă un om fericit îți aduce și alți clienți. Absolut. Și avem și o promisiune de brand pe care o trăim și toți colegii noștri o trăiesc, și anume să tratăm fiecare client ca și cum ar fi singurul nostru client. Ce frumos. Asta ce e foarte frumos. Deep așa și foarte puternică, pentru că responsabilitatea pe care o avem prin consiliere, prin tratament, prin suport, trebuie să fie foarte mare și ne aduce mai aproape de viziune. Da, e foarte important și oamenii au nevoie de lucrul acesta. Adică cineva să fie lângă ei în tot procesul acesta, pentru că, ok, aceste intervenții până la urmă te schimbă. Da. Și trebuie cumva să fii conștient și să și te... E discutabil, pentru că te poți schimba în bine, dar te poți schimba și într-o variantă a ta care să nu-ți placă. Și aici intervine și experiența și expertiza medicului și consilierilor. Și noi ne mândrim din acest punct de vedere că am lansat și prima academie de medicină estetică din România, adică susținem cursuri pentru medicii tineri, rezidenți sau la început de carieră, care vor să învețe alături de medicii noștri experimentați. Felicitări! Imaginați-vă că în 10 ani de zile aproape am tratat peste 80.000 de paciente. Unice. Da. Paciente, pentru incredibil. Că avem acoperire națională, practic suntem în 38 de orașe din România, nu doar în București. Deci ce alte orașe, dacă puteți să-mi numiți 3? 38 pot să vă numesc. 38. Dar 3, haideți să vă spun, cel mai recent am deschis la Pitești, deschidem luna ce vine și la Cluj, Galați. Deci auzi, doamnelor, Roberta Turnu Severin. Domnilor. Da, da, chiar puteți să-i vizitați, că absolut, aveți în orice oraș. În orice oraș, trebuie doar să ne dea un mesaj pe orice platformă, Facebook, Instagram, și le vom programa în orașul lor. Asta tot a apărut în urma faptului că în 2018-2019 multe paciente veneau din alte orașe, pentru că în orașul lor nu aveau, poate, na, se gândeau că la București sunt medici cu altă expertiză, altă experiență, și veneau din alte orașe. Și când am văzut că vin de așa mult din provincie,
zic, hai să mergem noi în întâmpinarea lor și hai să le oferim aceleași servicii calitative precum în clinica din București, la ele acasă. Felicitări și pentru că sunteți vizionar. Asta înseamnă ce face un lider să fie diferit, viziunea. Și dumneavoastră ați mirosit ce trebuie și ați început să și să știți că să aplicați viziunea, dar nu viziunea doar a mea de business, pentru că aici nu este, sau cu viziunea de business putem ajunge până într-un punct. Dacă ai o viziune în parteneriat cu clientul, adică o perspectivă, îi spun eu, customer centered, să privești prin ochii clientului, nu prin ochii tăi de specialist, sau, și să înțelegi nevoile, fricile, dorințele, așteptările, ca să poți să-i oferi ceea ce are el nevoie. Felicitări! Aș vrea să mergem un pic mai în amănunt. Da. Care sunt serviciile vedetă ale clinicii? Care se găsesc cumva doar la dumneavoastră? Ok. Avem o serie, depinde pe ce mergem. Pe zona mini-invazivă, tratamente ușoare, injectabile sau pe zona chirurgicală. Dacă ar fi să vorbim de tratamente ușoare, mini-invazive, am aprofundat foarte mult diverse tehnici care astăzi le putem realiza fără bisturiu, aproape de rezultate pe care acum 50 ani sau în unele locuri se fac cu ajutorul bisturiului, la noi se fac fără anestezie generală, wow. Dar fără durere și cu rezultate vizibile imediat, fără perioadă de recuperare, ca de exemplu rinoplastia non-chirurgicală, un tratament cu ajutorul căruia prin acid hialuronic, botox și fire bioresorbabile putem remodela forma nasului astfel încât să nu ajungem la bisturiu din prima. Probabil unele persoane au indicații, altele nu. Unele persoane care au deviație de sept sau probleme funcționale de respirație, categoric au nevoie de intervenție chirurgicală. Însă sunt multe cazurile unde se poate rezolva ușor, minim invaziv. Ce bine. Asta este o procedură diferențiatoare pe care noi o facem în clinică de câțiva ani și cu succes, cu un grad mare de satisfacție. De asemenea, am aprofundat foarte mult tehnici de avansate de injectare, revolumetrie facială, liquid lifting, adică ridicarea feței sau armonizarea feței cu ajutorul acidului hialuronic, sau tratamente precum volumizarea buzelor, dar nu cea clasică, Russian lips, o tehnică prin care nu obținem acel bod de rățușcă, cum se spune în termeni populari, ci buze frumoase, conturate, definite, aplatizate, design, nu doar volum. Știi? Da, și asta e... E foarte important. Pentru că se caută foarte mult. Și o percepție în piață și eu sufăr din cauza asta, pentru că s-a format așa ideea asta, buze, nu vreau cârnăciori, nu vreau buze de rățușcă. Și au dreptate pacientele, pentru că multe rezultate nu ne fac cinste industriei. Iar noi am dezvoltat tehnici prin care avem și campanii prin care oferim topirea gratuită, deci de oriunde s-au făcut, nu contează, să vină la noi să le topim, să le resetăm cu ajutorul unei substanțe care topește acidul hialuronic și să oferim o formă ulterior frumoasă, corectă. E important. Da, e foarte important și, într-adevăr, buzele trebuie să fie, să arate bine în armonie, în armonie cu fața. Cu fața, absolut, da, în armonie și asta încercăm să oferim. Și dacă ar fi să mergem, acestea sunt cele non-invazive. Non-invazive. Dar dacă mergem și un pic mai departe, în zona chirurgicală ne mândrim cu cea mai avansată tehnologie de lipoaspirație din lume, se okay. numește Wasser Pro, e un echipament foarte scump, costă cât un apartament. Okay. Dar cu ajutorul lui putem obține un rezultat de lipoaspirație cu ajutorul ultrasunetelor, practic lichefiază grăsimea înainte să o aspire. Avem perioadă de recuperare mult mai mică, putem obține rezultate high definition, adică efectiv se vadă musculatura, să se vadă silueta foarte bine definită, 360, abdomen, spate, orice zone putem până la urmă, și coapse, interior, și brațe, și orice zona corpului. Și avem rezultate foarte bune și ne mândrim cu acest echipament în clinica noastră și cu doctori supra-specializați la Wasser Academy în Mexic pe această operație pe care o facem cu succes și ne mândrim. Și această intervenție necesită cât spitalizare? O zi? Două? O singură noapte. O singură noapte. O singură noapte, și da. Și apoi pacienta pleacă... Pleacă acasă, ulterior se poartă un corset... Se mai fac niște masaje de după pentru recuperare, dar rezultatele sunt vizibile foarte imediat. Interesant. Adică a doua zi
Deci, avem silueta dorită. Doamnelor, și așa se apropie Revelionul. Sau după, în ianuarie. Sau după, să ne pregătim pentru vară. Mm-hmm. Foarte, foarte interesant. Și știu că mai este rejuvenarea pielii cu un laser CO2. Așa vrea e, să da, povestim da. Și despre asta avem puțin. Avem și această tehnologie foarte interesantă, un echipament performant de la un mare producător de lasere, cu ajutorul căruia putem să tratăm tenul atât la nivelul feței, decolteului, cât și pe semne postacneice, pe cicatrici, pe vergeturi, merge mm-hmm. foarte bine. Skin booster, deci se rejuvenează tenul foarte bine. Aici avem, trebuie să stăm în casă câteva zile, pentru că se face o crustă așa pe pen. Okay. Recuperarea cam o săptămână te scoate, să zic, din uz, dar rezultatele sunt wow, deci pielea ți arată după super. Da, de exemplu, pentru doamnele care au trecut de o anumită vârstă, uh-huh. de 40 de ani, să zicem, da. Și care au, își doresc să se simtă din nou tinere și frumoase, da. Ce soluție avem? Păi, minim invaziv putem aborda cu tratamente de tip biostimulatoare de colagen, diverse soluții injectabile cu efect imediat, rapid, sau putem apela la liftingul chirurgical. Acesta necesită câteva zile de recuperare, însă rezultatul la fel este imediat și permanent. Deci se pot apela la aceste tehnici. Ne mai mândrim diferențiator cu o tehnică foarte frumoasă pentru alungirea ochilor și se numește cat eyes, cantopexie, foarte frumos. Aici mai mult pe zona de beautification decât pe positive aging. Ce interesant! Medicina estetică se împarte în două categorii, beautification, adică augmentarea anumitor trăsături și înfrumusețarea anumitor linii, și positive aging, adică o îmbătrânire frumoasă și controlată și ajutată, asistată, astfel încât să nu fie foarte evident, dar să arate super fresh și bine. Deci putem atât chirurgical cât și minim invaziv să realizăm aceste tratamente. Și cred că și acest laser CO2 da. Poate fi recomandat. Absolut. Pentru doamne e o procedură care efectiv e mind-blowing. Da? Da, wow. Foarte da. Bine. Voiam să întreb, în ce perioada anului este recomandat? Păi fix acum este perioada perfectă. Nu-l putem face okay. vara. Deci din toamnă până în primăvară. Așadar... Mm-hmm. În perioada asta e optim să o facem, pentru că nu putem să ne expunem la soare, să nu riscăm să ne hiperpigmentăm tenul. Sau dacă plecăm într-o vacanță în perioada asta, nu e indicat. Așteptăm, deci... Așteptăm câteva săptămâni. Și ce alte intervenții sau tratamente sunt bine să fie făcute în această perioadă? Tot ce înseamnă calitatea pielii, peeling facial sau microneedling, dermapen, un aparat medical, profesional, nu orice tehnologie, ci o tehnologie mai avansată, iarăși se poate face în această perioadă. Blefaroplastie, iarăși pentru excesul de piele deasupra ochilor mm-hmm. și de desubt, tratamentul cearcănelor se poate face în această perioadă, foarte bine sunt indicate. Că mă întrebați de intervenții diferențiatoare, ar mai fi de menționat și rinoplastia ultrasonică. Ce înseamnă aceasta? Este o tehnică mai avansată de rinoplastie, cu recuperare rapidă și fără vânătăile acelea majore, folosind tehnologia cu ultrasunete decât ciocan cu daltă, să corectăm septul printr-o abordare mai puțin invazivă, cu rezultat rapid și frumos, aș spune. Da. Foarte interesant. Mi se pare că tehnologia avansată așa de mult... Ne ajută foarte mult, dar să ne amintim că tehnologia este doar o unealtă prin intermediul a căreia putem să livrăm un rezultat. Este foarte important să controlăm tehnologia sau să fim așa într-o simbioză, să o îmbrățișăm și să o folosim smart. Da, îmi dau seama cumva și de presiunea care este pe medici, mă gândesc eu acum, că la cât de repede evoluează toate aceste tehnici, trebuie să fie tot timpul la curent noi cu toate aceste schimbări. Noi investim foarte mult din acest punct de vedere, participăm în fiecare lună sau la două luni, sigur, de 6-7 ori pe an cel puțin, la congresele internaționale cele mai importante de medicină estetică. Eu, împreună cu echipa medicală și cu colegi din management, mergem, studiem toate cursurile, adică suntem absolut la zi, ba chiar în viitor, a spune, și în Statele Unite, nu doar în Europa. Am fost la congresele din Miami, din multe țări, unde se dă cumva ora exactă în medicina estetică. Capitala mondială este Coreea, Seul.
Acolo, da? De acolo pleacă medicina estetică, foarte avansată. Sunt niște proceduri pe care, dacă le vedeți acolo... Wow. Într-un fel și ești cu tot o altă persoană, nu-i așa? Vorbim de alungirea picioarelor, de exemplu. Sau de, există așa, așa ceva? Sau implant de gene? Nu doar despre ce. Da, spuneați că tot așa știu eu că urmează și la dumneavoastră partea? Da, aici studiem, am trimis pe cineva la un curs și vrem să implementăm deci această procedură. Deci implanturi de gene și sprâncene. Da. Mi se pare incredibil. Și să ajutați toate doamnele care în fiecare lună stau să-și pună... Da, facem deja implant de păr, de barbă, adică avem atât pentru femei cât și pentru bărbați, cam toate serviciile medicale și estetice disponibile. Mi-a să ridica mingea la fileu, pentru că am tot vorbit despre procedurile care sunt bune pentru doamne. Să atingem un pic și partea domnilor, pentru că am văzut că în ultima vreme, și este foarte bine, au început să pună și domnii accent pe felul în care arată. Da. Cu ce solicitări vin către dumneavoastră? Cea mai populară intervenție este botoxul, tratarea ridurilor, pe care și eu mi-o fac de vreo 10 ani. Cearcănele la bărbați, topirea bărbiei duble, și aici am intervenit și eu puțin personal. Deci se fac diverse tratamente pentru bărbați, injectarea la nivelul scalpului cu diverse substanțe pentru creșterea părului, până să ajungem la implant de păr. Deci sunt tratamente pe care și bărbații să le fac. Și în zona chirurgicală, rinoplastie, blefaroplastie, high definition, la fel, lipoaspirație, pătrățele. Mă gândeam la asta, că să nu mai tragă mult la sală, să vin și... Combinăm și sala și cu medicina, să ajungem unde vrem. Asta este foarte important, că există aceste oportunități și pentru domni și că poate să vină și ei cu încredere, pentru că cumva se vedea partea asta de chirurgie estetică doar pentru femei. Da. Și acum, nu știu dacă sunt foarte multe clinici care oferă și servicii pentru domni. Să știți că este un pic diferită medicina estetică și abordarea e un pic diferită, pentru că nu vrem să feminizăm bărbații, ci vrem să le oferim servicii bărbătești. Da. De aceea, medicii urmează niște programe de training specializate pentru medicina estetică pentru bărbați. Și da, ne putem mândri dacă în 2017-19 aveam între 1 și 4% bărbați, pacienți, acum am ajuns aproape de 10. Deci 1 din 10 sunt bărbați. Foarte tare. Și să-i vedeți în excepție. Vin la diverse tratamente și mă bucur că au grijă de ei. Tratamente bărbătești, de întreținere. Și pentru ten, pentru semne postacneice, foarte multe, în creștere. Aș vrea să vă mai întreb, pe partea asta de intervențiile non-chirurgicale și să acid hialuronic și botox. Da. Să povestim un pic la ce trebuie să fim atenți când facem aceste intervenții. Care este vârsta la care ar fi bine să începem să le facem? Mm-hmm. Pentru că știu că se poate începe și foarte de devreme, sunt dar nu-mi dau seama. Sunt câteva pe subiectul ăsta acum, că dacă încep să-mi fac de pe acum, ce mă fac mai târziu? Din punctul meu și nu doar al meu de vedere, al medicilor, al colegilor mei, este un mit acesta. Pentru că cu cât începi mai devreme să ai grijă de tine, cu atât vei preveni până mai târziu. Deci, și nu există o dependență, că dacă îmi fac de acum o să am nevoie mai târziu mereu. Da, și la fel și la salon, dacă te duci și îți faci părul, vrei să ți-l faci și altă dată să arate bine sau, nu știu, unghiile sau orice altceva. E o dependență de stare de bine, e o dependență de frumos. Dar dacă nu le mai facem, revenim aproape la forma inițială, chiar mai bine, deci nu e neapărat nicio vârstă. Bine, să nu exagerăm, să începem de să nu avem nevoie și totuși să facem. Atunci poate că fi considerat un moft. Dar dacă ai nevoie de un tratament, poți să ți-l faci pentru a preîntâmpina. Și sunt multe tratamente de început, să zic așa. Injecții cu vitamine la nivelul tenului, cu diverse substanțe pentru biorevitalizare. Sunt ok din punctul meu de vedere. Sunt și multe medicale pe care le putem face, de tip tratarea transpirației excesive, a palmelor, a subbrațului. Sunt multe tratamente și medicale unde chiar e o nevoie reală și nu e doar un mort. Și aceste servicii le aveți și aici? Da, absolut. Că mi se pare foarte interesant că putem... You name it, we have it. Ah, super. No pressure. If it exists. Nu, dar aș vrea să vorbim un pic de asta cu transpirația, pentru că este un tot așa... O problemă cu care se confruntă foarte multă lume. Se confruntă și o problemă chiar socială, pentru că dacă îți transpiră palmele, ești inhibat să strângi o mână, să faci un deal, sau arăți inestetic la zona subbrațului. La fel, prin niște microinjecții care se fac, durează 5 minute în palme sau la subbraț și dispare. Se oprește timp de 6 luni acest timp fenomen. Timp de 6 luni, da. Incredibil. Cam de două ori pe an se repete tratamentul. Contraindicații pentru anumite categorii de persoane. Adică vreau să vorbim un pic, să și educăm piața, pentru că trebuie să știe doamnele
când e bine să, adică de ce ar fi bine să apeleze, ce ar trebui să știe înainte de a apela și dacă nu, dacă există aceste contraindicații. Absolut. De aceea vorbeam de consultanța care este foarte importantă înapoi, înainte și după intervenție. Deci post-tratament trebuie să fim foarte bine informați. Noi de aceea dăm pacientelor niște instrucțiuni scrise, nu doar spuse. Adică pleacă cu o mapă, cu niște instrucțiuni pe care trebuie să le recitească acasă, okay. Niște link-uri la niște videoclipuri educative pe care trebuie să țină cont de ele, pentru că dacă nu țin cont de ele, pot apărea probleme. Și sunt multe cazurile în care noi repetăm și tocmai de aceea ne luăm aceste măsuri. A doua zi cineva te sună și te întreabă, țineți cont de instrucțiunile, respectați, atenție, adică facem tot ce putem, tot ce ține de noi, ca să putem să venim în întâmpinarea pacientelor și să le consiliem din acest punct de vedere. De exemplu, botoxul, când îți faci pentru riduri, dacă te duci acasă și te joci cu cățelul, cu pisica sau te frești la ochi, substanța îți poate migra și te trezești că scade o sprânceană. Temporar, 2-3 săptămâni, dar nu vrea nimeni să stea cu sprânceană căzută. Deci e foarte important să facem aceste lucruri și să punem întrebări, să fim atenți, să ascultăm medicul, să citim instrucțiunile și atunci totul decurge foarte bine. Da, pentru că se întâmplă ca și la sală. Mergi la sală, tu nu lucrezi și zici, n-am nicio schimbare, nu m-am transformat, la fel și cu aceste intervenții. E un pic de disciplină, da. Dar dacă ți intră în rutină și e vorba de tine, dacă nici la tine nu mai ești disciplinat, atunci cum? Da, felicitări pentru asta, pentru că e important ca oamenii să simtă că au acea persoană, doctorul, că care e interesat. Da. Noi asta spunem mereu, noi nu oferim doar serviciu, că nu vii și îl cumperi ca la alimentare, l-ai luat și ai plecat cu el, nu. Noi oferim o călătorie, oferim un parteneriat pe termen lung, în care suntem consultantul și consilierul tău pe această zonă unde avem noi expertiză și lasă-ne să avem grijă de tine, ascultă-ne că e în interesul tău. Asta încercăm să facem. Dar, de exemplu, mai stau un pic la procedurile non-invazive. Cam la ce perioadă e bine să se repete? 6 luni, 8 luni, 1 an. E ok și o vizită pe an dacă o faci, nu trebuie mai des. Și în funcție de indicații. Sunt proceduri care se fac și în câteva ședințe. De exemplu, dacă vorbim de topirea grăsimii din anumite zone, abdomen, brațe sau bărbie dublă, fără operație, doar prin niște injecții se poate face, atunci ai nevoie să venim din 2-3 săptămâni de vreo 4-5 ori și rezolvăm problema fără bisturiu sau fără operație chirurgicală. Topirea depozitelor localizate de grăsime prin lipoliză, o numim noi. Niște injecții cu o substanță care topește grăsimea. Este incredibil. Mă gândeam acum, în timp ce vă ascultam vorbind, unde o să ajungem? Că mă gândesc departe. Că... În primul rând, unde o să ajungem, vă spun unde o să ajungem. Noi acum lucrăm la cel mai nou departament al clinicii noastre, care tratează longevitatea și terapii care te ajută să trăiești mai sănătos. E o colaborare aici cu câțiva medici nutriționiști și pe partea aceasta de tratamente care ne ajută să fim mai sănătoși, să încetinim procesul de îmbătrânire la nivel celular. Diverse perfuzii, IV terapii cu NAD, cu bioarginină, cu diversi antioxidanți care vor extinde efectiv durata de viață. Adică o să ajungem departe și o să ajungem la mulți ani, să fim frumoși și sănătoși mulți ani înainte. Ce bine sună. Da. Se zicea că ajungem undeva la 147 de ani. Da. Mă gândeam, s-ar fi bine așa până la 100. Să fim bine. Da. Dar acum tot este luna noiembrie și luna noiembrie este despre Black Friday. Și știu că apoi vine și decembrie, încep și atunci ofertele Crăciun, Revelion. Cu ce s-a pregătit Swiss Clinics? Avem întâi Black Friday și apoi să vedem dacă există ceva și pentru zona de sărbători? Sigur. Noi în această perioadă și am fost prima clinică din România care a oferit acest concept de Black Friday în industria noastră de medicină estetică. Dar de ce? Nu neapărat ca o acțiune comercială, pentru că vă dați seama, când reduci atât de mult prețul, nu mai ai profitabilitate, ca să zic așa, pe intervenții. Pentru noi a fost dintotdeauna dorința de a oferi acces la servicii la cel mai bun preț, limitat, în acest an, pentru ca persoanele să poată testa cu un buget mai mic aceste proceduri și apoi, dacă le plac, să continue. Vrem să oferim această oportunitate și de aceea, într-adevăr, în luna noiembrie avem cele mai bune prețuri din an.
La ce servicii? Majoritatea serviciilor. La peste 35 de servicii cu reduceri de până la 75%. Adică aproape de preț de producție. Și unde văd, doamnele? Intră pe site? Da, sigur. Pot consulta paginile noastre de Instagram, Swiss Clinics, pot suna efectiv la 0219093 în call center să afle despre campania de Black Friday și să beneficieze de test de aceste proceduri sau dacă vor să-și facă mai multe proceduri, e o oportunitate bună pentru că pot beneficia la un buget mai mic și să le acceseze, să le trăiască, să vadă cum sunt și dacă le place să continue cu ele în decursul anului, pentru că vrem să oferim acest beneficiu, venim în întâmpinarea lor, nu putem face asta tot anul, pentru că avem peste 100 de angajați și noi și trebuie să susținem această organizație, dar în această perioadă o facem și o facem cu drag, pentru că vrem să venim în întâmpinarea lor. Deci toată luna noiembrie, practic, doamnele pot beneficia de această ofertă de la Black Friday. Da. Eu zic să intrați repede pe site și, doamnelor și domnilor să vă bucurați de, pentru că 70% discount. Da, nu la toate, dar avem cele mai mari reduceri din an, adică în nicio perioadă anului nu sunt prețuri atât de accesibile, ca să zic așa. Foarte, foarte, foarte tare. Aș vrea acum să mai vorbim un pic și despre, am atins echipa așa, dar ce specializări există? Adică sunt chirurgi specializați doar pe intervențiile, nu știu, chiar întreb că nu știu. Hai să vă explic. Este exact ca la salon. Când mergi la salon, cineva îți face unghiile, cineva îți face părul, altcineva îți face... Așa și în medicina estetică. Chiar dacă ei sunt medici, colegii mei chirurgi, plasticieni specializați pe chirurgie plastică, avem supra-specializări, adică cineva este supra-specializat pe rinoplastie, supra-specializat pe sân, supra-specializat pe lipo și așa mai departe, pe partea de injectări, pe aceste injectări. Deci, ca și specializări, avem dermatologi, chirurgi plasticieni și diverse alte specializări, stomatologi, ginecologi, dar ca și specializare internă sau supra-specializare, în funcție de nevoile tale, noi te punem la profesionistul de care e nevoie pentru acel serviciu, care l-a aprofundat, care a făcut deep dive în acel serviciu și îl face cel mai bine. Și asta mă gândesc că ridică un pic nivelul de așteptare ca să te poți programa la acești medici. Cam cât durează? Din fericire ne putem mândri cu, cred eu, cea mai mare sau cu cele mai multe cabinete, ca să zic așa. Avem 12 cabinete și avem în fiecare zi, de luni până duminică, de la 8 dimineața la 10 seara, program. Deci suntem deschiși. Sunteți non-stop, practic. Da. Mă rog, de toată săptămâna. Uneori și noaptea, pentru că se lucrează de gardă și se fac operații când e perioadă foarte aglomerată și pe mai târziu se termină la 2 noapte, de exemplu, operație. Având această capacitate mare și având propriul bloc operator, având 12 cabinetele noastre și o echipă de 20 ceva de medici, putem deservi pacientele și le putem programa rapid, adică nu trebuie să aștepte luni sau așa. Uneori se poate o săptămână, două să aștepte, dar nu mai mult. Uneori și a doua zi și în ziua aia putem găsi soluții, pentru că avem această mare capacitate pe care am dezvoltat-o. Acesta e un aspect foarte important și de știut, pentru că de obicei se așteaptă... Da, noi am rezolvat această problemă având o clinică mare, cu multe cabinete și cu mulți profesioniști. Felicitări, este incredibil. Adică am venit aici cu ce știam și eu puțin despre zona asta de chirurgie estetică și deja chiar faceți magie. Chiar așa cum am început emisiunea, chiar mi se pare că și ajutați foarte mult oamenii să fie bine. Adică, să fie bine, da. Da, și asta, încrederea în sine îți produce, nu știu cum să spun, o viață mult mai echilibrată. Pentru că dacă ești bine cu tine, ești bine și cu ceilalți. Absolut, absolut. Și asta... Ne întreba cineva la un moment dat ce vindem noi mai exact, buze, silicoane, chestii. Frumusețe, încredere. Ne vindem emoții de fericire. De fapt, vindem, le oferim. Oferim stare de bine, facem trafic de fericire. Trafic de fericire. Deci la Swiss Clinic se face trafic de fericire. Ce exact. Bine sună. Adică redăm o stare de bine prin tratamentele, prin intermediul acestor lucruri pe care noi le-am învățat, le-am dezvoltat, le stăpânim, le masterizăm, ca să zic așa. Oferim și obiectivul nostru este să fie pacienta fericită. Wow! A fost o emisiune plină de informații foarte utile. Deci, doamnelor, Black Friday, întreaga lună noiembrie la Swiss Clinics.
Nu ezita să intrați pe site. Domnul Burada, vă mulțumesc tare mult. A fost o plăcere să aflu povestea dumneavoastră din ambele perspective și felicitări pentru tot ce ați făcut și ați realizat. Și... noi vă mulțumim pentru oportunitatea de a împărtăși cu pacientele viziunea noastră și de a le explica ce se întâmplă în spatele acestor eforturi pe care noi le realizăm pentru ele. Și ele sunt centrul universului nostru și încercăm să deservim cum putem mai bine. Felicitări, cu siguranță o faceți foarte bine. Am filmat astăzi oameni care ne inspiră la Swiss Clinics și vă dau întâlnire din nou duminica viitoare. Până atunci aveți o săptămână minunată. La revedere! Această emisiune v-a fost oferită de Swiss Clinics.